Sindicatele din învățământ nu sunt de acord cu introducerea camerelor audio-video în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al părinților. Reprezintă un atac la drepturile fundamentale ale cetățenilor români și, în plus, în opinia sindicatelor, nu se rezolvă problema violenței în spațiul școlar. Sindicatele profesorilor nu susțin inițiativa Ministerului Educației privind introducerea sistemului de supraveghere audio-video în sălile de clasă, fără acordul cadrelor didactice și al părinților. Există două aspecte, un aspect juridic și aspectul la care se referă problema. Din punct de vedere juridic, deja cei de la protecția datelor cu caracter personal s-au exprimat că nu poți să faci așa ceva, nu poți să faci înregistrări fără acordul persoanelor. De aceea, toate instituțiile unde sunt camere video, la intrarea în instituție se pune un afiș, atenție, spațiu monitorizat video. Din celălalt punct de vedere, noi apreciem că nu rezolvă problema violenței. Deci nu putem să mergem, de fapt, camerele video ce să ne ajute? Să constatăm că au existat niște fapte, dar nu se înlătură cauza. Nu ajută absolut cu nimic. Faptul că elevii se știu supravegheați video, credeți că o să stăvilească violența școlară? Din punctul nostru de vedere al profesorilor, nu e nimic de ascuns. Ne facem treaba, nu e absolut nimic de ascuns. Dar, încă o dată, nu este o soluție pentru a reduce violența școlară. Lupta cu actele de violență trebuie dusă mai departe, dar prin reformarea completă a învățământului pe această temă. Cel mai important pas ar fi cel prin care relația părinte-profesor-elev va fi una reală, deschisă, la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața copilului. Nu există o continuitate a măsurilor prin care victimele să primească suportul de care au nevoie, iar agresorii să înțeleagă consecințele faptelor lor și mai apoi să fie reabilitați. Măsurile sunt la nivel de societate. Ar trebui mass media să fie puțin controlată, filmele la care elevii au acces, media aceasta pe telefoanele mobile, rețele de socializare, greu de controlat. Mă rog, aici ar interveni părinții, tutorele legal, profesorii, dar e foarte greu de controlat așa ceva. Sau, pe de altă parte, instrumente prin care profesorii se poată controla acest lucru. În momentul de față, elevii au toate drepturile din lume, mai puțin, să spunem, partea care e și drept și obligația de a învăța. În rest, au absolut toate drepturile, nu există niciun fel de presiune asupra elevului. Din păcate, numărul cazurilor de violență de orice tip din școli este în creștere, în condițiile în care școala trebuie să fie spațiul dezvoltării intelectuale și emoționale, al creativității și al cultivării relațiilor sănătoase interpersonale, precum și al respectului reciproc.